Bun găsit! Astăzi mergem la cumpărături și nu singur, ci însoțiți de consultantul de stil Blandiana Horațiu. De ce am apelat la un specialist atunci când vine vorba de hăinuțele cu care îi trimite pe copii la grădiniță? Deoarece gusturile se formează și se modelează mai ușor în copilărie. În primul rând, la grădiniță ne interesează să fie ușor de îmbrăcat, ușor de dezbrăcat, să fie confortabil pentru ei, să fie haine care respiră și totodată să, cum spuneai tu, să fie plăcut privirii, adică să se asorteze piesele pe care le îmbracă. Așadar, începem cu fetițele, pentru că în categoria lor avem opțiuni multiple. Din punctul meu de vedere, de bază, în garderoba de grădiniță unei fetițe, este pantalonul colant, sunt iegării, pe care îi știm și noi de când eram copii. Și peste iegări, sau peste pantalonii aceia puțin mai strâmb, putem lua o rochiță, foarte drăguță, gen sarafan, putem lua uh, o bluză de corp, peste care Adăugăm un jerseu, cum este acesta, un jerseu cu fermoar și cu imprimeu, bineînțeles, drăgălaș și puțin sclipici, că doar așa le place domnișoarelor micuțe. Mai apoi avem varianta de rochiță cu mânecă lungă, care bineînțeles vine asortată cu un colant sau cu niște pantaloni din aceea confortabil de training. În adăugire la acestea putem pune la fetițe în momentul în care ies afară, putem să le dăm câte o vestă din aceasta care să le protejeze foarte ușor de răcoarea de afară. Mai apoi, la capitolul băieței putem fi mai puțin creativi, dar tot așa important este acolo să se păstreze confortul și să fie o cromatică plăcută. Așadar, pentru băieți în principiu se merge foarte des pe treninguri, pe dupiesuri, de bumbac, bineînțeles, cu glugă este de dorit ca să-i protejeze în cazul în care bate vântul. Așadar, avem aceste acest training, ușor de purtat, de dezbrăcat. Pe lângă, o altă opțiune este pantalonul gen colant. Ce este foarte important pentru ei este că au acest elastic în talie care le conferă ușurința de a îmbrăca și bluzița de bumbac. Bluzița de bumbac care tot așa se dă ușor jos și se îmbracă foarte ușor. Și peste pot lua și ei această vestă, foarte confortabilă. La categoria băieților mai avem opțiunea de pantalon de doc care găsim în două variante, fie cu șliți și cu nasture. Acolo trebuie avut grijă să știe să îi îmbrace și să se încheie la acel nasture, să nu cadă pantalonul de pe ei. Sau să fie tot așa în stilul pantalonilor de training, cu elastic în talie, să rămână bine. Fixați! Plan Diana ne-a oferit câteva idei despre cum ar trebui să îi îmbrăcăm pe copii la grădii. Totuși, părinții ar avea nevoie și de o listă cu așa nu, adică piese vestimentare de evitat. Cu siguranță la grădini nu trebuie să îi îmbrăcăm cu haine mult prea rigide, haine care să îi înconforteze și să nu le lase libertate de mișcare. Așadar, nu le vom da tiuluri, deși micile prințese sunt foarte mari fane de tiuluri. Fustițele acelea de tul nu sunt recomandate și nu pentru că n-ar fi frumoase, sunt foarte frumoase, dar nu sunt comode. Și atunci, în loc la o fustă de tul, putem lua o fustiță de bumbac, și cumva să compensăm. Uh, nu le dăm băieților cămășuțe. Nu au ce face că la grădină, într-adevăr, sunt foarte cocheti și eleganți, dar le este destul de inconfortabil să le poarte. Uh, nu le mai dăm uh, accesorii din acestea sau bluze cu accesorii foarte multe, gen paiete care pot zgâria, gen uh, pantaloni cu fermoare multiple care agață mai apoi. Uh, nu le dăm blănițe foarte multe. Există copii care sunt alergici, atunci trebuie să-i ferim. În schimb, ce este foarte important să fim atenți la culori, să le asigurăm o copilărie colorată, măcar prin prisma hainelor, și atunci să-i lăsăm să poarte culori, să încercăm să scoatem copiii din tiparul clasic, albastru, băieți, roz, fetițe, să-i lăsăm să poarte toate culorile pentru că în toate le stă bine, ei sunt frumoși, colorați. Ce mai trebuie să fim atenți, este foarte important că ei cel mai adesea se trăs pe jos, se aruncă pe jos, se bate între ei colegi, se împing, se trag. Și atunci trebuie să fim atenți ca aceste haine să se murdărească puțin mai greu. Putem merge și pe nuanțe neutre, putem merge pe griuri în partea de jos la pantaloni sau chiar negru, astfel încât să nu fie foarte sensibili. Îi mulțumim Blandianei Horațiu pentru sfaturi și ajutor. Iar noi părinții trebuie să reținem un singur lucru. Copiii merg la grădiniță pentru educație și socializare, nu pentru a face parada modei. Dacă aveți întrebări, mi le puteți trimite pe TV.ro.